Bă, băieți, pe unde mă duceți, mă? Mama, nu m-a lăsat pe aici cu voi. Mă duceam la noi la țară. Nu e boală, nu e boală. Brr, brr, cea, ho, brr. Wow, wow, wow. Dai, 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 dai. Bun, 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 dai, 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 dai. Uite lăbuțe. Oare să fie o lăbuțe de câine sau o lăbuțe de urs? Cade! Dă-te, bă, că cade! Tocmai ce am lăsat locul în care am mâncat. Evident, nu am lăsat mizeria, am lăsat doar mâncarea acolo și fugim. Acum, probabil, ori o să vină păsările, ori ursul. Am mâncat, ne-am săturat, a fost foarte bine, ne-am umplut puțin de energie. Doar că, cel puțin eu, am înghețat super tare. E destul de fricuț afară în continuare. Nu știu dacă sunt grade cu plus sau cu minus. Dar zice că măcar vreo 2-3 grade afară tot sunt. Bate soarele și le-am găsit un pic, doar că acum a început să bată vântul. Și am zis că mai departe nu știm efectiv pe unde mergem, pentru că nu am nicio idee. Poate trecem în zona aia, uite, fix acolo peste vale. Adică ar trebui să coborâm de tot, de tot, de tot. Și apoi, opa, să nu cădem și să urcăm în zona aia cu dealul, da. Nu, habar n-am. Opa, opa, opa. Stai că lasă să se ducă. 14.09. Ușor la vale, ușor la vale cu motorul. Bine că am semnal GPS și n-am net. Eu trebuie să postez clipas, că azi e sâmbătă. Și n-am cum să-l postez pentru că nu am semnal. Deci, îmi pare rău că am întârziat cu clipul în ziua de astăzi. Hai să dau a doua și cobor cu motorul oprit. Trebuie să-l opresc chestii ce să nu mai pornească. Atunci când îmi înfrânează roata de spate, vezi, îmi dau motorul peste cap, dar asta nu s-a pornit. Să mai câștig frână de motor. Să mă duc spre unde merge Robert, pe aici, pe pietre. Și oricum frânele se notează în cauciucul, în pietre. Oricum pe camera nu se vede de fapt ce pantă e aici, dar atât de mare e panta că nu poți să oprești motocicleta. Lângă șanț, nu băga roata în șanț, Radu. Nu băga roata în șanț, nu băga roata în șanț. Băga-mi și roata în șanț. Să-mi bag. Opa, 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 opa. Ție ți intră pe liber dacă mergi un pic, dacă ai viteză? Te chinui, intră, dar te chinui. Mie nu intră deloc, îmi sare întâia aia a doua. Adică dacă am mai mult de 5 la oră, nu intră. Trebuie să mă opresc tot timpul aici. Și între întâia și a doua, parcă o pune destul de multă rezistență. Wow, ia uite ce aruncă. Mamă, 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 mamă. Opa. Wow. A, ia uite, mă, mă. Și nu trebuie să trecem rău. A, de-apoi am prins rău. A, aici da, da, maxim. Nici o șansă, uite acolo ne face dreapta. O ia pe spate. Eu filmez. Bă, nebun. Acolo, acolo e greu. Robert, abia stă în picioare acolo, dar nu vrei să urcăm pe acolo, nu? Tot avântul din lume și cu toți kilo n-am cum. Băi, nu sunteți normal, bă, băieți. Eu nu, ăla e vertical, nu ai cum să-l urci. Robert, încă încearcă, nu te cred. Băi, eu mă uit, ca să înțelegeți ce o să aici, panta e așa, efectiv, așa e panta. Poate pe lângă, poate prin stânga lui Robert. Rădăcină, rădăcină și după aia ții stânga, vezi? Eu nu-l văd pe ăla urcat în viața mea. Mi se pare că acolo, până unde a urcat Robert, faci un pic dreapta și pe stânga. Mi se pare vertical acolo. Bă, curaj am. Și suficient de multă prostie cât să fac asta. Adică mie doar că stric motorul, atâta tot. Pe acolo nu văd cum aș să urc. Hai să vedem, Flaviu e mai nebun un pic, văd că. Să vedem ce zice el după ce încearcă să urce. Eu nu văd pe aia de unde ai aruncat tu în stânga, nu văd cum poți să urci pe aia. M-aș arunca, dar eu nu cred că urc. Dacă urci, îți dai seama că până mâine stau aici și tot urc. Am și urcat mult din prima. Ca acum să stau să mă plictisesc. Măcar am tântit-o aici. Dacă reușeam să trec de ăsta aici, mai greu. Alți bușteni. Eu n-aș mai coboru să urc pe asta încă o dată. Ia o zi, ia o zi, ia o zi, ia o zi, ia o zi. Haide mă, că e super fain. Trec aici, pam, urc acolo, stânga, dreapta, urc.
Salut, văd. Asta e planul pentru următoarele 20 de secunde. Dar să urce și băieții, să-i văd și pe ei că sunt ok. Hai ce-i nașpa, că dacă vii pe șanțul ăla, trebuie să sari, trebuie să sari bușteanul. Hai, că dacă prinzi avânt și ții avântul, urci. Hai de Robert. Eu n-am crezut că urc pe aia. Am zis că dacă tu am gaz, Robert, 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 ține dreapta, nu stânga. Dreapta, dreapta. Eu cred că am pană de tot. Ține șanțul ăsta. Hai să ne mai curăț un pic băieților calea. Bun, bun, bun. Și aici trebuie dreapta. Vrei să o băgăm cu spatele acolo să-ți ia vânt? Fii atent, Robert. Bag-o cu curul aici să-ți ia vânt. Tragem de ea. Aici o să ai o intersecție fix în față și faci dreapta. Și să ai un butuc și trebuie să schimbăm pe șantul din stânga, e butuc, butuc. De-aia nu prea avem cum să-l sărim. Am prins avânt de jos și n-am mai lăsat-o. Era să dau cu capul ăsta. Poți să-ți iei avânt de acolo din spate, din intersecție, de acolo. O tragem de curând cu a? E în viteză? Da. Da, așa? Stai că dacă e în viteză o scot eu aici. Bun, stai. Hai, 3, 2, 1 și... Hopa. Cu a ta? Ha? Cred că mai trebuie un pic. 3, 2, 1. Și... Ai grijă la mizerie. Sper să nu cade de acolo, am vrăștit, am ce trebuie prin pădure. Caca de urs! Nu merge, nu merge. Eu zic că mai repede merge de acolo de jos. Nu, nu, nu. N-am stricat tot pe a ta și vrei să o stric pe asta, nu? Hop. A căzut. Hai să urci jos de tot. Nu mai am energie. Uite ce am arăs pentru tine. Are mai multă putere. L-am lăsat, l-am lăsat. Ba nu, a rămas. Mai merge o tură. Hai, zice eu că mai merge o tură. Dacă tot cu a doua. Știu mai când zice cineva că nu poți. Do it twice and take pictures. E șapantă cu ea la vale. Tot cu frână. A? Nimic. A? Aha. Una. Nu mă doare nimic decât închietura. Dar am avut avânt bun acolo, m-a aruncat. Hai, fetița.
Unde e lui Robert? Stânga pe celălalt șanț. Pe acolo pare că în fața avem direct Buștean. Cu a mea n-am putut, cu al lui Robert aproape am ocolit Bușteanul. Prima oară când am venit fără rezervă, până dau până la capăt. Dar se simte ca power, într-adevăr, n-are cuplarea, trage mai, se accelerează mai rapid. Pare rău că am găzut cu ea. Măcar aici mai avem de unde să mai dăm câte un avânt. Eu am încercat fix pe acolo pe lângă, vezi unde roata spatea lui Robert, să mă duc să ocolesc ăla. Nu merge și partea cealaltă pare mai puțin abruptă și tot așa merge cu avânt din pantă. Aici cred că dacă vii full gaz, brap, aici cred că urci, că tot rupe. Dacă ne-am urcat acum n-am mai, am vrut să sar după ambreiaț, îi mai dau ture și n-am mai avut energie. Eu cred că mi-a spart roata sau ceva la mea, că s-a dus fix jantă. Mie să nu rup cauciucul sau ceva să se dejanteze. Dar e... A? Pană, nu? Și pe tublisoare? Eu mă gândesc, oare ai cum să o duci mai mult pe coam acolo? Teoretic mai e o pantă de asta și după aia pare că e mai vârf, e mai drept. Vrei să mă duc să văd cum e? Opa! Aici e vârful! Ne întoarcem. Trebuie să-i pun curul la deal. Bun! Aproape bun. Ia uite, ce bine merge la vale. Bine, chiar simt că stau în cap și că o să cad în cap. Hop. Hai să luăm pe aici dacă tu vrei pe aici. N-a fost așa la coborârea. E mocirlă. Ai, fetița. Mi-am cus de două ori mocirlă. Mă gămești la mătii. Am luat și pe... Am căzut acu iar pe ea. Am ținut de asta și mi-a smucit ghidonul. Și acolo când m-a dat, am dat cu... Asta nu asta. Când am căzut prima oară și m-am trezit aici. De asta mi-a dat. Ce înseamnă? Protecție. Da, mi-a dat mâna așa peste cap. Și acum am căzut. Am căzut așa și mi-a rămas. Ia uite. Ascultă, vrei să plecăm? Nu, mai mergem. Ai văzut cum se trece peste copac? Îl rupi. Da. Cu trușba. Ideam la vale încolo? Pe acolo pare mai decent, nu e pantă așa mare. Ai văzut cum te lovești la mână? Stânga cu tot avântul. Dar grijă că-ți muși copaci. Da, dar te duci cobori în stânga ascuțit și întorci pe dreapta, pivotezi așa. Dar vezi că e ăla în vârf acolo, îl vezi? Ăla s-ar putea să-ți arunce, față sau ceva. Și dacă ai avânt, dă-i că uite ce e acolo. Noi mergem mai bine pe valea asta să coborăm? Eu pe ea am urcat, doar că ăla de ala am dat de o mocilă Robert de... Uite, am pus motorul și atâta era. Așa, bun. Bravo. Aia, că alunecă fața. Dacă rămân aici, veniți după mine. Haide mă că trec aici. Mintrețea pe asta fix în... Uite ce ușor se coboară pe aici.
Aveai dreptate. Mamă, mamă, ce e aici? Pe sus nu pare așa. Help? Ăsta-i. Bă, dăreau, unde mă încurcă? Nu reușesc eu să-i pun la roata pe ăsta? E că rămân cu motorul aici, fii atent. Motor, motoraș, motorelule. Robert? Robert? Unde ești? Fix în râpă m-am băgat cu motorul, bă, cam ești piciorul. Nu prea pot! A rămas blocat! Bravo, fetița, bravo, bravo! Bravo, fetița, bravo! Am reușit! Ți-am zis că era ușor pe acolo! Să nu mă mai las să fac asta niciodată! Ești bine, Robert? Începe să fie din ce în ce mai abrupt. Jos, acolo! La deal sigur nu mai ieșim! Uite, mai ușor să te uși pe asta, îi dai drumul? Vezi că fuge spate, dai drumul la ambreiaj. Așa, 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 așa. Aici mică eu ia și la mine curu. Și mai rog azi îi dau drumul. Am pus o râpă și pe-am zis că am urcare. Am urcat și sus, în vârf era unde ăsta, un copac, dar era copac. Și am așezat motorul pe el. Nu mai reușesc. Păi nu mai mișca, că pivotau în jurul lui și l-am pus în fața, prin spate, l-am tras fața. Aici e fundătură. Ai geacă moto? Direct cu casca în creangă, au! Wow, cum e pe aici, wow! Wow! Wow, am ajuns în paradis! Cred că suntem pe celălalt deal. Wow, cât de frumos e pe aici! Hopa, hopa, hopa! Dăm de zăpadă și de gheață! Și dați-vă voi acum la coborâre cum se vede totul și fii atent! Wow, cât de frumos! Spectaculos chiar! Hopa, hopa! Scuzați, doamna creangă! Liber! Yay! Să zic acum căsătură! Am mai făcut asta o dată! Știi că nu trebuie să cobor pe liber, că nu trebuie să... Sunt pe aici niște urme. De ce să mint? Dar nu sunt de căprioare cu siguranță. Wow, cum e pământul aici. Am pus piciorul jos și mi s-a lipit de talp. Ah, pardon. Băi, ții vin cu motorile oprite și erau în spatele meu, nici măcar nu i-am auzit. Foarte fain acolo. Și sunt sigur că am fi putut merge mai mult data viitoare. Eu nu mai am baterie multă la cameră, să opri singură, dar am zis doar să vă salut și să vă mulțumesc că v-ați uitat până acum, dar ca de obicei eu sunt motor mai fost și mai tare și nu rămâne decât să ne vedem în videoclipul următor. Pa!